aveți pasiunea asta și pentru câini, domnul Gigi? Da. Am văzut că aveți mulți câini. Am 50 de câini, dar la fiecare fiord am câte 7-8 câini. Aici la ăsta sunt ăștia 4 și mai am vreo 4. Sunt 8 la fiordul ăsta. Și astea sunt oile, astea sunt oile cu miei. Am zis că sunt sterpele, nu? Astea sunt cum oile... se vede? Cum? Sunt oile cu miei. Sunt vreo 600 de oi mari și 600 de miei. 1200 într-un câmp. 1200 în câmpul ăsta, da? Și 6 măgari. Și ele cam cât merg pe zi? Așa. Depinde ce iarbă găsesc. Dacă găsesc iarbă, le țin aici mai... Dar aici chiar este iarbă, domnul Gigi. Cum? Este iarbă. Este iarbă, da. Nu, ce frumos sunt. Haide să le luăm, să le facem. Astea sunt numai mieluțe care vreau să le opresc de prăstit. 600 opresc? Mă opresc mai multe anul ăsta. Dar 600 vreau să opresc, mai selectez. Mai am într-o parte vreo 400. Dintr-o mie mi-aleg ce îmi place și... Păi a zis că ați avut 4.000 și ați denunțat. Acum ne mulțiți din nou. Păi opresc ce-mi place și scot la toamnă iar. A, deci îți două operațiuni, nu? Da, da. Opresc tineret, scot bătrâși. Și șcar. Și eu. Mare nici. Ciuși, vedeți că sunt... Lasă-le, mă, lasă-le! Sunt foarte practici măgarii. Fără măgar nu ați avea cum nu să mergeți. Nu putem să ne deplasăm fără măgar, fiindcă eu acum, uite, are bagajul pe ei, mălai, granule la câini, tot ce ne trebuie, tot ce le trebuie lor, cu joacele lor, apă în bidoane, uitați cum folosește apa. Și da. Wow, stua, wow! Ce fain să ar mii, vezi? Ținem apă, nu găsește apă oriunde. Și să avem apă de băut, să avem... Lasă-le, mă, vinocu! De cât timp practicați transumanța? Că e transumanța, păi nu? Păi eu întotdeauna, de când am oi, în fiecare an. În fiecare primăvară plec, în fiecare toamnă, când vin de la munte, le dau drumul transumanță. Plec cu el. Și am băieți, am băiatul ăsta de câți ani ești la mine, mă, cu mine? De 7 ani și el pe fiecare, mă, și el pe fiecare toamnă, deci primăvara în martie, îl pornesc de acolo de la fermă, pleacă cu el în transumanță, stă până în iunie, cam în iunie urzi, nu? Stă până în iunie cu ele pe aici, pe unde scoate, apoi urcă, le facem tratament la oi și le urcăm la munte, în coboară în octombrie. Da, nu găsit, nu sunt și oameni răi care nu le place să trece scoile așa. Ei, dar spre exemplu, lumea e rea automat. Acum dacă trec într-un sat, iese toți la mine. Ce cauți cu ele? Sunt ai dracu oameni. De invidie, de ură, nu sunt oameni sociali. Bă, trece un câr de oi. Spre exemplu, spune asta, băi, a venit unii la mine, uite, nu mă lasă să trec. Trebuie să vorbesc cu ei, să mă duc eu. Că el n-are putere să se dea la idei, dracu să ia lumea. Dar înainte, să zicem chiar după Revoluție, era mai sociabilă lumea, da, ca da, era altceva, da, nu? S-a răit. Și sunt răi ăștia care nu folosesc pământurile. Ăștia care nu fac nimic sunt ai dracu. Oamenii puturoși sunt răi. Ai dracu. Oamenii care muncesc știe ce înseamnă munca, știe ce înseamnă, dar oamenii care nu fac nimic. La noi mi se povestea că veneau sibienii cu oile și îi lăsau în colț de pădure undeva să nopteze. Nu erau... Nu te lasă acum, nu te lasă, dom'le, este înaintea ta, uite când a trecut cu oile, unde nu te-ai lăsat? La care m-a sunat ăsta, bă, a venit un pădurar, că trec, că facă, a trebuit să... Oie, lumea era. Filmați bine oile. Foarte. Dă-le costică, le treci în partea asta, în șire să vadă, așa, trece-le în partea asta, ca să... Știți ce-a zis cineva? Bă, filmează oile, că noi vrem să vedem oile, alea sunt frumoase. Adevărul că aveți oi frumoase. Păi bă, păstică, ia le mă înainte, faceți cu mine. Să înșire el. Hai că trece. Uite, asta e câine de întors. Din totdeauna ați avut câine de întors? Din totdeauna ați avut câine de întors? Nu țin câine de întors. Nu? Câinii de întors e câinele puturosului. Serios? Băi, ciobanul stă jos și trimite câinele și câinele le săpăcește pe oile. Le strică rostul, lasă-le, mă, așa!
Ciușcal, da, ce câteva. Ciușcal! Uite, măgari când vede că trec oile, oile înainte lor. Ciușcal, la drum! Filmați-le concret. Aici. Hai, dacă... Ah! Ce oi frumoase, mă? Ia uite cum arată. Lasă-le, mă, din nou încoatu. Ai văzut atâtea oi la un loc? Nu. Da, sunt unul dacă e lumea pe toate. Asta pe care e la unul care se miște. Lasă-le, mă, Ionele, că vreau să te lasă. Aici au fost. Auziți, domnul Gigel, ce rasă de câini sunt aceștia? Porci, carpatini. Eu merg pe rasa... Eu merg pe rasa de câini din bătrâni. Că nu orice câine îl poți aduce la uitul. Spune că sunt bun cangali, nu sunt bun de drache, eu nu numesc ține. O zici cineva că am... Nu știu, deci poate sunt buni, că aș vorbi cu păcat să desconsider rasa. Dar mie nu mi-a plăcut la oi. I-am adus la oi, spre exemplu, acum, dacă vine un câine străin sau ceva străin și a smut câinii mei să încaiere un câine, el în loc să încaiere pe ăla străin, nu se bate cu ai mei. Deci nu face diferența, nu știu. Eu n-am putut să mă acomodez cu ei. I-am avut și am dat bani mulți pe câini. Eu în viața mea n-am pierdut bani pe nimic decât am dat pe câini. Dar merg pe rasă, dar am câini buni. Uite să vă spun, ea spunea, bă, ți-a luat ursul vreo oaie cu câinii ăștia mei? Uite și pe ăsta de-l țin legat, l-am castrat. Și fuge de musca, am castrat doi câini, că mi-a plecat după cățele. Și nu pot să-i țin așa, că eu vin cu oile pe aici, el dă cățea să duce după cățele. Și eu ce fac? Rămân oile singure, nepăzite și le-am castrat, le-am dat cu oile afară. Și acum fuge de musca și de asta stă cu ei legat și unul i-a dispărut. Iar bine, înapoi la oile. Știți ce am auzit de cangal și povestea lumea? Că dacă găsești o oaie care sângerează, o mănâncă. Păi și atunci ceva, ții un lup, un târlă. Păi uite câinii mei dacă le dau o comandă. Spune, bro! Hai, du-o! Locu! Ați văzut ai costicule? Locu! Da! Da, am fost și am văzut și o zis că o prins lupul o oaie și face, bă, câinii sătui, înseamnă că au mâncat-o câinii. Nu, nu pot să țin câini de ăștia. Eu am câini care pot să tai oaia, tai oaia aici și o las aici și plec, că n-am timp, dar nu mănânc. Uite, vă demonstrez, ia taie, mă, un miel și lasă-l aici. Și plecăm și venim peste o oră. Am câine care stă lângă el ăla vânătă. Ăștia-s câini. Păi ăștia-s câini. Dar normal câinii de oi, domnul Liger, sunt corbi, sunt câini de oi? Nu știu care sunt, depinde după rasă. Nu contează culoarea. Contează gena. La, cel mai bun câine ăla care își face treaba. Treaba, gena, ca și ciobanul. Ia uitați. Ciobanul care își face treaba, își face treaba. Uite, eu am al mai bun cioban pe Costică. E adevărat, domnul Costică? E Costică Drăgoi, el mai bun cioban. Costică Drăgoi, bună ziua, domnul Costică. Costică Drăgoi se numește. Ce faceți? Și Ioan Cârstea. Dar de bun nu prea mi-l întrece ori și cine, dar mai are cât o greșeală câteodată. Dacă iau o suică în nas,
Știi ce îmi spune la telefon? Bre, vezi că azi îmi iau inima în din și mă duc pe acolo. Cum dracu te duci, mă, norodule? În general, omul când bea un pic, are un pic de curaj. Are un pic, ăsta are un pic de curaj mai mult când bea. Deci, acum uitați-l cât e de rușinos, nici nu se poate uita la noi. Dar dacă bea o țuică și îi spun că a venit să te filmeze, vezi, stă cu pâta în cap. Zi-mă, faci așa? Dar acum e cald. E faină viața asta, domnule, să tot te plimbi, așa e frumos? Vă place? Lui îi place, domnule. Lui îi place? Lui îi place. Face meseria asta de drag. Deci nu o face din obligații, din ceva. Deci el face ciobănia de drag. Deci totdeauna, deci dacă am vorbit cu el și... E genul de om de nu stă cu oile să îl pui tu, du-le acolo, că aleargă după iarbă. Dar cum de este atât de multă iarbă în zona asta aici? Păi este cam păstrată. Adică am lăsat-o să crească și vin cu oile când... E mai mare, ca așa dacă veneam, când a dat o toca și n-a bucat și vin ca să mănânce oile în plin. Dar cu doi oameni la 1202 vă descurcați? Păi dacă sunt oameni ca lumea, adică, și-i plătești, dacă fac de aia de le dau 2 milioane, ce să faci cu ei? Și au salarii bune. Păi dacă nu dai salarii, nu stau. Da, dar el este legat cu mine că are și el oi. Acum aveți să vă spun ce am auzit eu, cine, da. Baciu, ciobanul adevărat are și el oi, nu numai, da, acum, da, nu vorbesc, da, de cei care n-au, vorbesc, da, că așa e normal. Nu e și pe ăsta la altul, dar ăsta are niște căprițe. Și lui le-am luat în oi, spre exemplu, aici e plantație de salcâm și caprele mizdresc. Ce înseamnă? Mizdresc, adică cojește pungi, cum e ăsta, dă cu dinții pe el. Și nu este bine? Păi nu este bine, că mă mai lasă pe zilarul. Uite ce poate. Da? Se opinesc și se... Da, aici sunt tocături, domnule. Tocături de porumb, sunt, da, găsiți? Da, doamna, da. Doamna găsit, da. Doamna venind pe tocături și dacă ne... O fi cu minte. Doamne, mă, de rădere, dracu. Dar acum, unde mergeți cu ele? În care parte o luați? Păi acum, unde spor ei? Deci nu le țin să le spun, bă, duceți-vă pe acolo sau pe acolo. Unde e iarba mai bună, unde e mai bine? Eu, spre exemplu, acum pot să ajung, că vă spun dumneavoastră, până la București. Aveți? Adică vă lasă? Te lasă, nu te lasă, dacă vrei să faci oi bune, îți iei inima în din și le dai drumul, bă, du-te acolo, unde cunoaște, nu te poți duce oriunde, unde nu. Dar acum mă gândesc că de atâta timp aveți cunoștință și nu sunt probleme, vă lasă oameni. Vă cunosc, oameni, și apoi nu mă duc unde nu cunosc. Nu poți să ai încredere în toată lumea. Acum e cu Paștele, dacă nu ești atent, vin, poți să atace, să ia câte un miel, câte ceva, să vii foarte. Ați pățit să vă fure? Sincer să fiu, nu. Nu mi-a luat, de ce să vorbesc, nu mi-a luat oi niciodată, n-am luat. Ce mi s-a mai întâmplat, de mi-a trăznit oi, mi s-a întâmplat, de mi s-au călcat oi. Da. Au trecut ăștia, s-au îmbătat, a trecut cât un pârâu, n-a fost atenți, a venit oile tare, a venit alea peste ele, le-au călcat și mi-a murit. Am trecut, vreo 55 mi-a călcat. 55? Da. Chiar ăsta mi l-a călcat. I-ați dat bine? S-a îmbătat el, de-l dracu, s-a îmbătat și... Dar ce era să-i fac? E om de-al meu, ne cunoaștem, s-a întâmplat. Dar problema e că nu poți să mai alegi nimic când se calcă. Ălelalte trec peste ele și se înnegrește carnea. Nu mai? Costică! Te rog frumos, prinde-mi noatinul ăla ca să îl duc lui Romică. Da. Oaia mai bine, dă-mi oaia! Dar hai să-ți las mâncarea, dă măgarii cu alea să-ți las mâncarea și apoi... Băi, oare, du-te și fă oiling cu atunci, unde te duci? Călcă la bagaj. Ia măgarii și adu-i la bagaj, știe să vină singuri?
plătesc cam 22 de măgari. De câte ori veniți cu mâncare la, la oameni? Mâncare pe fiecare săptămână. Deci am venit la ei când? Sâmbătă, duminică am venit. Că trebuie să... Și ei. Tudor, Tudor, te iei interviu la domnul. Las că vin acum, domnul Gigel, cum să nu? Și cum e viața, domne, așa în transumanță? E frumoasă? E bine? De cât timp tot? De cât timp umblați? Eu mi-i copil la fel. Da, doar așa în plimbarea asta sau peste tot? Da, așa tot, unde am apucat. Vreau cât de sare? Nu mergea de legură cu legal. Uite, eu la UE dau sare măruntă, domnul. Sare măruntă? Sare măruntă, da. E mai bună? Nu că e mai bună, dar dacă sunt călător, cum să viu cu pulver? Adică eu dorm astăzi aici, la noapte dorm în Priboien, dorm. Dar ce? Stau să strâng bulgării de sare după rând, așa le dau sare măruntă și... Da, fără sare nu se poate, nu? Nu se poate. Noi mâncăm mâncarea fără sare. Adevărat. Dai, mă. Uite, nu mai plecați fără mine, mă mușcă tine. Ioane, vină cu asta, punem pe bagaj. Până în iunie stați așa, a zis. Da, până în iunie, Costică, la cât, pe cât urci la deal? Pe 15, pe 20. Pe 15, pe 20. Iunie, nu? Da, da. Au de stat încă 2-3 luni pe aici. Da. Ce să... Acum vine timpul, deci astea de asta le-am dat drumul pe aici. Că nu tai niei, ăștia îi opresc. Și mi-aleg când urcă la deal, mi-aleg din ele ce-mi place, mai tai, mai... Da, la celelalte care, la care dați miei începe să mulgeți, nu? Păi alea de le am acolo pe stabulație de mi le-ați filmat atunci, alea sunt berbecuți și aia acum încerc să vând miei, să-i dau la tir sau îi dau la paște și după aia bag oile în producție să le mulg. Eu v-am zis că mulg oile de 3 ori pe zi. Da, le duceți la munte, le duceți și le mulgeți și aduceți laptele sau? Nu, încheag acolo și aduc cașii acasă și brânza o fac acasă. Totul fac acasă. Am văzut, nu mai las laptele pe seama vițelului, când în momentul când lași și laptele pe seama, adică cum zicem noi ciobanii, le lași pe ăștia, îi lași că sunt oameni de încredere, atunci se întâmplă ceva, nu sunt atenți, le scapă mizerie cu brânzele. Da, brânza o face strict dumneavoastră sau? Eu personal. Dumneavoastră personal? Da. Nu se bagă brânză, puteți să întrebați pe oricare din ei, nu se bagă brânză până nu sunt eu. Eu îi dau sare, eu știu ce am de făcut. Foarte bun, am luat, e ok. Da. N-ai ce să... Deci mie nu mi-o face nimeni, deci în prezența mea se face brânza tot. Pe practic acolo este producția, dar acolo este... De unde scot și eu un ban? Dacă o fac rea, cine dracu mai cumpără de la mine? Să vă ajutăm? Vă ajutăm? Da! Lasă un pachet de carne cu ea asta, deci. Uite, doamne, cum le aduc. Lei, aduc pune-mi. Faceți mâncare gătită să vă las un pachet de carne? Facem rep, n-am făcut mereu. Vedeți că aveți de cârnați de frit acolo. Uite aici și are o carne. Să prăjiți, să faceți mâncare. Am adus lapte, că trebuie cu lapte. Îi place laptele? Păi când n-are raciu, bea lapte cu insta. Dacă avea raciu, nu bea lapte, că nu merge laptele cu raciu. Merge laptele cu raciu. Nu. Ciușca. Hai, tata, hai! Am un pic de treabă, te sun. Dar celelalte, în care parte le aveți? Păi mai am un cârst sterpele de v-am zis de ieri, eu am crezut că astea sterpele. Sterpele sunt în partea asta, la altă pe
altă pădrâncaciop, să zic acum, dăm de ele. Mergem și acolo? Mergem și acolo dacă vreți. Cum să nu? Păi dacă vreți să mi le filmați toate, ați filmat acolo la fel, zis, le-ați filmat pe astea, zis, că nu le aveam acolo și pe ele. O zis cineva că dumneavoastră trebuie să mergeți la minim consilier în Ministerul Agriculturii. Serios? Nu, eu abia îmi văd trânele astea de ui. Auziți? Știți cum este? Lumea vede doar rezultatul, dar munca din spate nu vede nimeni, alergătura, adică... Să știți că e foarte mult de muncă, mulți spun că dă-l dracu, ce face ăla, că nu face nimic, întrebați-i pe ăștia dacă am somn sau liniște. Deci duminică m-a chemat, le-a picat un miel. Duminică seara m-a sunat că ei supără unii. Vino, vezi care e rostul. Alerg tot timpul. Și mai ales când începe să faceți brânza de 3 ori pe zi, faceți brânză. Da. E muncă. Fac brânza, dar eu dacă fac brânza de burduc ca și îi țin la macerat vreo 15 zile după aia, după ce îi țin la macerat, îi dau la mașină, e un pic de migat. Este, este. Și după aia trebuie să căutați nutrezi sau aveți pe cineva care vă face nutrezi doar pentru... Nutrezi nu, sunt după internet. Merg unde găsesc și unde îmi convine nutrețul de e bun și pot să-l scot cum vreau eu la banii de vreau eu, de acolo iau. A, deci nu aveți pe cineva care face doar pentru dumneavoastră? Am prieteni, că vă dați seama, acum mi-am făcut relații, am pe ăla și la Dăbuleni iau foarte. Tu peste tot în țară iau, unde convine balotul că e bun, că e frumos, că eu iau numai lucernă la urmă, nu le dau altceva. Numai lucernă? Numai lucernă, eu păr nu iau. Lucernă și păr. Ce se întâmplă? Are venit. Se cunoaște diferența. Da, da, da. Acum, porumb, lucernă le-o fi rău la oi? Le dați tot ce e mai bun. Ce e mai bun, da. Dacă vrei să ai animale bune, bă, uitați cum sunt astea plecate. De cât timp ești plecat cu ele, mai ai 3 săptămâni, cam așa. 3 săptămâni, cum sunt astea plecate de 3 săptămâni, uitați cum sunt oile. Le-am văzut, dar le-am avut bine că au mai golit acum, că a mers mult, dar... Sunt bunicele, zic eu. Bă! Salamuri de astea vă mai dau sau? Avem! Încă de astea n-am mai auzit. Nu mai ne lăsa salam că avem. Deci au tot ce le trebuie. Dar cum tu vede mâncare? Întrebați-i cum trece. Ce carp, ce purie aia le-a zis. Păi nici n-am vrut să le aducă mâncare. Întrebați-i ce le-a zis. Nu ne aduc, avem. Ce să și ei tot. Ăștia ai meritați nici mănâncă. Ce-o mai mănâncă o mănâncă. Ăștia ai puinat. Nu mă, nu avem, nu ne mai dăm mâna. Bine. Mă, dar tu-i că vreți vreo gură? Acum să-i vezi. A? Acum să-i vezi. Dom'le, zic, mi-am adus eu o țuică de 50 de ani. Dar auziți, la noi se face de 52 de grade. Da. Tu tot du-te și... Las că le dau când plec. Da. Le dau cu păstică de rachet. Le-am adus eu. A, da, a noastră e... Păi dați-vă seama, dacă le dau o țuică de 59 de grade, cine mai păzește azi uidii dacă le dau cu ochile? Da. Vreți să stăm noi aici de ele, nu? Păi stăm, le facem noi aici ONU. Le plac, dacă nu ți-e plac, dacă nu-ți place să umbli așa. Păi și dacă nu știi să pui bagajul pe măgar, păi puneți-l în asta, știți ce aveți de făcut? Corect. Cade după măgar, trebuie să cumpenești, trebuie să ai un pic de stil cât de cât. La începutul dumneavoastră, dumneavoastră a spus, mergeați cu ele. Da. Deci și dumneavoastră persoana asta, cu nu? Plecat cu ele, dar nu mai am răbdare, că am multe lucruri. Uite, acum, spre exemplu, am venit astăzi până aici să le aduc mâncare să mă întâlnesc cu dumneavoastră. M-a sunat de acolo de la fermă de 20 de ori. Mi-a venit unii să întundă. Mi-a venit alții să dau miei, să vadă miei. Trebuie să fii tot timpul. Da. Părții și colo și colo. Da. De acum se tunde, domnul Gigi? Eu le tund. Că o să dau miei și trebuie să am mânzările tunse. Că le mulgeți. Le mulg. Și dacă le mulg și are lână pe ele, se înțapă ăștia că mai au scaiezi, mai au pe naiva și strică și ei mâinile și trebuie să le am tunse. O, stua. Câte o să mulgeți anul ăsta? Anul trecut am avut, câte mânzări am avut anul trecut, Costică? Vreo 1800, nu? Era un bă! Stai la loc, ce aveți? Ăștia n-ai voie să miști.
Și la 1800 câți oameni vă trebuie să mulgeți? Păi am avut 8 asta vară, mulgeau 8 aici la ușă. 8, 6 și 10 dacă... Din ce sunt oameni mai mulți, din ce le munge mai repede, stă mai puțin în strungă ca să le pot da drumul la iarbă mai repede să... Da, cred că sunteți printre... Și trebuie să ai oameni cât mai mulți, că ei se plictisesc și eu să fiu, te plictisești, obosești mâinile și nu le mai mulgi bine. Mai ales acum în primăvară, dacă și toți se vaite, mi-a înțărcat oile. Păi ți-a înțărcat oile dacă nu le-ai mulgi bine. A, deci trebuie să le mulgi tot, nu? Păi oaie dacă nu mulgi bine azi, mâine, păi mine, pierde din lapte. Gata, mai Costică. Gata. Hai treceți-le în partea asta să le mai filmeze oamenii ăștia odată. Mă pasă prin pe aia. Ce? Și mă prinzi la drum. Hai că mă duc eu, băi. Hai, prinde-o să o iau acasă. Bă, este a cuiva? Nu, este oaia mea. Și am avut o obligație și i-am pus să dea un miel la cineva și a rămas oaia și acum o iau ca să o mulg. Domnul Gel, o întrebare. La noi se mulge de două ori. Da. Doar de două ori. Da. Se pierde al treilea lapte? Da. Deci se pierde 100%? Da. Nu tot al treilea lapte, dar oricum nu mai... Dacă le las în doi lapți, deja a început să piardă din lapte. Deci pierde. Da. Asta este... strategia. Eu prima oară când am auzit de transumanță, mă gândeam că sunt sibieni, merg ele prin munte, dar de fapt nu. Transumanța asta transumanța nu se cauze... se face la noi, transumanța se face de vale. Deci adică să cauți de mâncare. Da, practic. Să cauți de mâncare la oi și când urcăm la munte, urcăm, uite, să veniți când urc cu ele la munte, că atunci fac cârduri mari. Păi să ne, dacă ne chemați, venim. Da, când îmi urcă ăștia la deal, pun oile, le fac baie, le dau de gălbează, le deparazitez și pleacă la munte. Da, și la sun să ne chemați. Și apoi. Păi și azi veniți, că am 8 tunsători acolo. Mi-a venit acolo la fermă să păle la altă, dar le-ați filmat atunci. Am acolo tunsători, deci nu știu câți oameni sunt. Sunt? Da. Vrei să mergem? Se e scump și cu tunsul ăsta, vrem. Mi-au cerut ăștia 7 lei, 8 lei. Aveți de dat la 3.000 mulți bani. Păi am de dat foarte mulți bani și nu iau pe lună nimic. Trebuie să o pitesc, să o arunc pe dracu să ia, că mă prinde ăștia unde ai aruncat-o sau da. De ars nu arde luna. Așa faceți an de an plătiți? Păi cu ce să fac? Da. Te coprins oaia, mă. Oi frumoase, mă. Breze, mult. Hai o oață la tine, mă. În mașina asta chiar n-am nicio oață, Costică. Tudor, nu ai oață? Tudor, nu ai oață. Nu, cu oață să legă oaia de picioare. Acă am eu acolo la băgat, am ceva după. Dar chiar nu este nimeni în România să iei lâna? Nimeni. N-am cu Yoda. N-ai cu Yoda. Acum am văzut că au început oamenii să fiți... Aveți vreo oață ceva în mașină? Acum am văzut. Mă, fii cu minte! Da. Toate au crotal și sunt numerotate. Unde vă place mai mult, la munte sau aici? Și la munte și pe aici. Nu punem practic. A, uitați cât lapte are. Uite, vă arăt și un stil de alega voi. Ia, trage. Ce mult lapte are? Aia cu i-am dat mielul, n-a avut când să facă prea mult lapte. Gata, vă las-o. Așa. O legăm. Bagă-i cap. Nu, e scurtă, Costică. Execută-i, stai să-i traduci.
Uite, domn. Da, simplu. Înșiră, Costică, oile, după aia am ajuns să o pui în mașină. Domnul Gigel, oaia e bună, cât lapte trebuie să dea într-o zi? Astea breze au... Nu pot să mă dau, că bunii spune că oaia mea are un kil de lapte. Da, are de alea, dracu să ne. Nu are, a? 3-400 de grame. Oaia e bună să aibă jumătate de kil de lapte. Oaia e bună, deci nu pot să zic bine, că am multe care au o jumătate de kilogram de lapte. Acum, după ce... A, deci un kil nu există de asta. Astea bureli visează câte unii, are a mea un kil, are două, dă-o dracu pe vacă. Astea bureli, să ne dăm mari, filmați. Eu nu sunt genul, vrei să mintui, astea e de-ale dracu să le adun. Cum să aibă? Păi dacă ar avea un kil de lapte, aș face alt de bani. Vă dați seama? Iar auzi câte bani. Dacă le mulgeți de 3 ori. Păi dacă ăștia de spune că oilii lor au un kilogram de lapte, de oaie, de ce dracu nu face producție să ne... E adevărat. Păi au câte un, oile mele are un kilogram de lapte, dacă le avea un kil de lapte, de alea dracu le-aș murge și aș face brânză să nu mai... Eu vă spun ce zic, cât dracu... Cât are, bă, oaie, are mai mult de o jumătate de kil de lapte? N-are, dă, bă, dracu, 3-400 de grame. Să știți că o pus cineva întrebarea și că mă întreabă cât are, acum tot povesc în sute, adevăr cât. Dom'le, eu sincer să fiu și eu niciodată, niciodată nu mi-am făcut calculul că are o oaie atât, că are o... Păi dacă îți faci calculul și cât mănânci, nu mai mânci de-l dracu, stai nemâncat. Cum pot eu să fac calculul cât mi-a mâncat ăștia, cât a mâncat oile? Păi nu le mai țin. Păi acum a spus, numai pe tunzi dați 20.000 de lei sau cât costă? Păi dracu, da. Păi la 3.000 de oi, 3 orop. 37 a zis. 37 cu 7, zici 21. Că așa mi-a lăsat pe mine, la cele 8, mie m-a lăsat cu 7. 21, 210 milioane. Păi nu-ți bani, și mai nițui și miei, care-i opresc. Hei, bă. Hai, da, aici luați-le, ca așa. De aici? Nu, mai ia cu ipoia, dar... Nu, că se văd, e frumos. Hai, da. Ia, uitați. Oricum, frumoase. Astea sunt oile cu mieluțe care le țin și v-am zis, mai am încă un câr de vreo 3-400 de mieluțe care să mai aleg și din ele. Dar sunt destul de bun și astea mieluțe. Și mie asta are 10 mieluțe. Mai mult, zic eu. Da, ca domnul Flavius. No, vă mulțumim, mergem dincolo, nu? Da, mergem la Sterpe. Care a pătat, s-a mărlit. Doamnă, n-am fost atent și mi-a fătat vreo 3 aici, mi-a spus că s-a vărlit până să aleg berbecii din ei. Dar sunt numai sterpe aici. Da, sterpele le țineți doar aici, pe zona asta? Sau nu, le-am ținut, am stat pe stabulație cu ele, dar când a dat iarba, au plecat ăștia pe ele. Și sterpele le duceți la munte? Da, ăsta e normal că este la munte. Și mă tot întrebați mereu ce înseamnă transumanța. Transumanța, uite, pleci după iarbă. Dacă vrei să ai oi bune, trebuie să pleci după iarbă. Dacă ești puturos, stai acolo. Ce am, mănâncă, ce nu am, nu mănâncă. Da, se fac mai bine dacă mergeți după iarbă decât dacă le ții pe stabulație. Dom'le, ascultați-mă ce vă spun. Totul se caută. Iarba, dacă nu o cauți, unde o găsești? Și o femeie, dacă vrei să o ai, nu trebuie să o cauți. Alergi după ea. Și un serviciu bun, dacă nu trebuie să alergi, alergăm după... De ce alergăm? Alergăm după iarbă, să trăiască oile bine. Așa, acolo unde să le țin eu atâtea oi în Perevești? 3200 de oi, mai are și ăla, mai are și ăla, trebuie să... Așa plec, că sunt atâtea câmpuri care nu mănâncă nimeni. Și lumea e rea, sunt... Uite, cât smărăcini e pe aici, nu e nimeni, nu îngrijește. Mai e cât un nebun ca mine care le dă drumul la oi, hai în transumanță, hai să mergem și căutăm iarba. Totul se caută. Nu da. Caut și nu alergi, nu țin nimic. Asta e adevărat. Hai să mergem mai aproape, să filmăm oile.
câți băieți aveți aici? Aici am doi. La cât cam ăștia țin doi? Am un care e titular și e cu draj pe el. E cu draj pe el. Și un copil, da. Băi, dacă ai doi proști, sunt proști, dar așa, l-am pe ăla cu coloană vertebrală și poți să-i mai dai unul și mai prostuț lângă el. Și mai are un copil cu el. Dar se descurcă. Acestea tot până în iunie le țineți? Da, până urc la munte. Ce oi frumoase sunt, serios sunt frumoase. Deci, vă dați seama că ăștia sunt noații, stați că vine ea. Sunt noații, deci un an a fost păcat. La anul să le vedeți cu primioare. Pingele! L-aveți de mult pe domnul, la dumneavoastră. Ăsta este un băiat crescut pe lângă mine, dar a mai plecat, s-a căsătorit și eu, dar... Stă, acum este... E de vreun... De vreun câțiva ani la mine. Și îi place, ăsta îi place și câinii, îi place și nebunelii. De așa ăsta îi place? Băuleu, îi place de toate. Îi place și să bea și să... Dar e serios, deci nu am probleme cu el. Păzește bine oile, le hrănește bine, aleargă. Păi dacă vă spun, ieri, spre exemplu, a fost în Pribuieni. Și a mers nu știu câți kilometri a venit aici, stă azi și mâine aici, mănâncă iarba, pleacă, nu stă pe loc. Păi... Și nu ca, e conștiința lui, e felul lui de... Așa au zis cineva, că bine, ciobanul adevărat umblă să le hrănească, nu stă într-un loc pe telefon. Dă-le împingele Cristi să treacă de noi. Poți mă porni după aia? Păi o pornește și după aia filmează pe sus. Așa cu soarele pe ei, dar lasă ei mâncarea acolo. Lasă-le în jos, Fabi! Dar când plecați la munte, duceți toți măgarii acolo? Păi da, fiecare cârd de oi, uite, fiecare ciobană și-a câți măgarii trebuie fie. Cristi, spre exemplu, spune, trebuie 7 măgari. Cât aveți aici? 7? 3, 7, 8 am aici. Da. Am și o măgare cu 9. Dar uite cum merge măgarii, cu bagajul pe ei, cu mălai, cu sare, cu tot ce trebuie. Da, practic măgarii dictează ritmul. Cum sunt educați? Eu un măgar deștept, când îi zici calul ca la drum, trebuie să știe drumul. Dacă e educat, e ca omul. Știi ce ai de făcut, faci. Nu știi? Uitați că vă cunoaște vina dumneavoastră. Păi, normal. Dacă sunt ai mei, calul ca. Mădălin, hai la ta. I-a spus nume? Cu tot, sunt ai Mădălin. Cum îi cheamă, mă? Mădălin Radu, e ăla devine coaie. Cum? Rigu. Ăla e frunzuliță, toți au nume. Bună ziua, domnule, ce faceți? El v-am zis că e ciobanul meu care e el mai bun și cu draj pe el și cu coloană vertebrală, dar din toți 15 cel mai bun el? El da. Și el mai căpos. Dacă îi spun să-ți bage oile la mătare în grădină, ți le bagă, n-are frică. Ce faci? Ce ai făcut, mă, le-ai tuns? Am mai tuns. Nu e zdravă. Da, e bine să le tunzi? E bine, nu? Dacă vreau omul, nu? Da. Astea sunt ale lungi și le tunzi. Se satură acum? Cu ce găsesc? Se satură, mă? Aleargă după iarbă, domnule, v-am zis. Dacă vrei să ai ceva bun, trebuie să alergi. El alergă și după femei, și după iarbă, după tot. Domnul Gicer, o zis cineva în Maramureș că o oaie poate să meargă și 5 km pe zi să o umbli. 50, se poate așa ceva? Cum? Când mergi? Dacă n-ai iarbă, păi dacă... Am mers 20 km. Păi domnul Flavius, să vă spun ce zic, dacă eu aici l-am găsit iarbă, nu trebuie să alerg să mă duc până dau de iarbă? Cu ea ce fac? Astăzi spunea să o duc cu mașina, firarea dracu de mașină, păi mă duc la plimbare. A, da, acum este o modă, le duc cu... Dom'le, asta nu e modă, dom'le, asta e bătaie de joc. Cum să duc oile cu mașină? Păi dacă vreau să am oi, nu trebuie să le duc în păștere să mânce continuu. Păi dacă eu o duc cu mașina, trebuie să o duc cu mașina și nu dau de iarbă, ce fac? O duc cu fund după ea? Da. Hai, dom'le, să le gândim logica. Da, dom'le, astea sunt sterpele mele. Câte aveți aici? Câte e Cristi aici? Cât? 800. Mamă, dar ce cârduri aveți dumneavoastră, numai d-astea de câte 800. Un berbec. Bucalău. Nu, ăsta e breaz. Breaz? A, nu am văzut partea aia.
Pot să vă întreb ceva așa personal? Da. Am fost și am filmat ieri pe cineva, a spus că a dat 30.000 de lei pe un berbec. Se justifică că? Să dai atâția 300 de milioane. 300 de milioane. Păi ce dracu știe să facă berbec? Minte vrei de dracu. Ce dracu face vreun un berbec de 30 de milioane? Hai să fie 300. 300 de milioane. Eu nu știu, nu cred așa ceva. N-ai cum să dai pe un berbec 300 de milioane. Păi ce face berbecul? Acum întrebarea era, se justifică să dai bani ăștia acum? Păi eu dacă iau un berbec de 300 de milioane și am ocazia să treacă ăștia un părău și a rupt piciorul sau mi l-a mâncat un lup. Păi întrebați-l că e ciobara, ci de câte ori ne-a intrat lupii în oi, mă, câte mi-a prăpădit? Uite aici, pe rând caciovul ăsta, câte mi-a omorât Cristi, turbatul? 55 de oi, nu? Colea sus, vă arăt. Și ce să-mi dau dacă dau 300 de milioane pe un berbec? Da, să spunem că uite, trăiește... Uite, am un noativ fătat, dar ieri are mielul 10 kg. 10 kg? Da, bă, are, dar e un noativ fătat, uite acolo așa, în cap. Ni-l arăți? Da, n-am pus ce să vi-l cântăresc, să vedeți un miel. De noativ? Da, acum, să, deci, dacă să spunem că mârlește berbecul ăla de 300 de kg, scoate marfa atât de productivă să justifice banii? Dom'le, este o vorbă. Din calul țigănesc iese cal boieresc. Nu se știe ce genă și cu ce dă. De unde sunt eu conștient că dau 300 și ala îmi scoate miei de elită? Poate să fie unul mai urât să scoate miei frumos. Din omul deștept iese numai copii deștepți? Nu neapărat. Păi nu neapărat, și atunci trebuie să le gândim logic, gena, de, să văd și eu ce genă, ce scoate. Uite, eu, spre exemplu, sunt ba cât un berbec în noi, să văd ce miei scoate. Degeaba e el frumos dacă nu scoate miei adevărați. E adevărat asta. Fiecare, trebuie, fiecare are stilul lui, fiecare își gândește. Da, da, cum a zis domnul, că a făcut de miel de 10 kg deodată. Când da. Ăla a fost un berbec foarte cu mior și l-am, ca să vă spun, am avut un mior și l-am ținut numai de-al dracu, l-am ținut în noatin, să vedem dacă scoate ce vreau. Și a scos. Și acum se merită berbecul ăla să-l țin de produs, de prăsilă. Scoate de 10 kg? Păi, nu știu eu, acum mi-l arată și mie prima dată că nu l-am văzut. Și câinele, uite câinele care scoate câini buni. Îl am pe pintea ăla de v-am zis că nu scapă, uite-l cum stăpânul. Vedeți, dacă intri în oi, ăla te vă mușcă, orice ar fi. Și din el am oprit căței, știi, din el și tot așa, dacă văd că scoate căței buni și frumoși, opresc, dacă nu e bun, îl castrez. Așa este, aici aveți dreptate. Acum poate a fost plăcerea omului, eu așa și l-a luat el. Păi și eu, dar fiecare cu moftul lui. Dar eu unul n-aș da, vă spun sincer, eu sunt zgârcit, pe câini dau, dacă e un câine bun. Pe câini de ce dau? Fiindcă câini împăzește oile. Dacă am un câine bun, e bun de lup, e bun de urs, e bun de golan. Dacă am un câine prost... Și uite, eu acum plec cu Cristi de aici. În 5 minute sunteți mușcat de ăsta. Deci am curat să... Uite cum vă urmărește. Dacă... Dar eu știu eu ce are el de făcut. Dă-i mă un băț. El acum să dă roată pe lângă mata până te apucă de picior. Și nu ca să te apuce un pic. S-a făcut mușchiul praf. Dacă n-am... Păi trimite-l mai, și mai nu încolo. Nu se duce și ăsta nu dă-mi câini. Mai bine dă-mi eu bâtă decât să dea câine. Uite-l cum merge câinică. Ține la câini foarte mult ăsta. Încă miel de 10 kg înseamnă că sunt productivi. Nu? Da. Și e din noatin și noatinii sunt mici. Nici nu trebuia să fete acolo. Da. Ia uitați ce berbec mic. E, da, un berbec. Eu țin cât un berbec și îl bag toamna aleg noatinii de oi. Că s-ar mârli toți, că i-am bun eu, vara țiu miei sugari. Fii atent, a văzut aia, uite-l. Hei! Lupu, mă! Nu văd cum mai coboară. Lupu, mă! Îi vezi? A, uite. Mamă, dar acum... Lupu, mă! Uite, sare în sus, dă-i dracu că strigă odată lupu. A, uite. Adevăr e că numai câini aveți numai unul și unul. Păi da, uite ce face. Ia dă-le mă, chivăt, ați mult eu avea și după aia ați mult și pe dumneavoastră și vă apăr eu. Lăsați, nu faceți de-astea că e mai bine așa. Nu, no, pula! Hai! Aia câini. Aveți un copil bornav să tușească, să mulc o măgăreață, să vă dau lapte? Nu mă vreau. Eventual de... Uite, bagă, l-am păstrat. Ce ai făcut, mă, l-ai tușit pe ăsta?
V-am zis eu că e al dracu ciobanul ăsta al meu? Pe la întreg, avea păr oare, ce zic. Da, îl aveți de mult? Pe cine? Pe domnul. Pe domnul l-am de când era el copil. Știți, el a fost un copil al dracu ăsta, dacă nu-i plăcea femeile în viața lui, avea oi mai multe ca mine. Serios? Dar când se îmbată, avea odată 100. Ai avut 100 de oi? A avut 100 de oi și se... Cât? Da, alea. Și s-a încărduit cu o fată. Și dacă s-a încărduit cu fata aia, a vrut să plece cu ea. Și a vândut dracu toate oile. A cheltuit bani în 2-3 săptămâni, a cheltuit bani pe oi, a venit înapoi la oi. Păi Cristi, ce ai făcut? Are o dambla, striga atunci când era tânăr, escorta la telefon și găsa gagici pe telefon și îmi cerea bani, dă-mi vrei bani. Deșteaptă gagic ai găsit, că te-a făcut. Acum l-am măsurat, acum l-am pus la locul lui. Sunt surat, gata? Sunt surat, are copilă. De ce l-am la urmă? Deci îmi place ce face Fineu. Da, da. Dar cum au simțit ei acolo sus? Dom'le, dacă ai câine, simte, dacă nu... Dar du-mă drona la oi acolo, să vadă oile. Poți? Uite acolo, du-le deasupra la oi, se vadă. Uite, fain. Dacă stă drona toată ziua acolo... Uite, asta am adus-o de câteva zile la ei. Dar mi-o formează asta. Da? De ce nu folosi deloc câine întors? La noi toată lumea are câine întors. V-am zis, ne-a zis, câinele, dar totuși... câinele futurosului, câinele de întors. Dacă am câine de întors și acum sunt oile așezate aici și mănâncă și ele frumos, eu sunt futuros și pun câinele, dă roată. Mi-a stricat rostul la oi și nu mai mănâncă oile. Așa e nevoit ciobanul să se ridice, să le facă înapoi. Și atunci noi ce plătim, ciobanii sau câinii de întors? E adevărat. Nu prea supor câine de întors, ăsta e al meu. Dar îl dau la băiatul ăsta că el nu prea îl pune câinele. Dar e singur și are nevoie de el. La noi sunt care dă în strungă cu câinii, n-au oameni. Păi și eu dau la strungă. Am și eu acasă câine care dă strungă, normal că am. Dar îl țin acasă, nu îl dau la băieți. Mamă, ce zonă frumoasă aveți aici, serios. Foarte frumoasă zona asta, așa cum vine. E frumoasă Transumanța. Ia dă-i Cristi o comandă să ți le aducă încă. Uite, ăsta nu-l pune. Ai treabă cu mine? Ne auzim, că stau toată ziua face. Le spui la băieți ce... Frumoși măgarii. Dom'le, măgarii nu trebuie să fie frumoși, trebuie să fie cu minți. Adică să vă spun ce trebuie, în oilii cu miei, nu trebuie să dea din picioare. Sunt măgari care sunt răi, se duce oaia la el, îi dă cu piciorul și o lovește și nu știu ce. Sunt măgari care mușcă, ia oilii în gură. Și sunt măgari care știe rost, uite, deci noi ne-am oprit aici. Ei nu mai pleacă, stă aici, să dă în jos după ei, să pune. Dacă e un măgar rău, să duce dracu, alerg după el cât? Adevărat asta. Să-l prind. Ai mei, n-am treabă, mă duc la ei, nu mișcă, n-am treabă. Oricle, ho, hai la parte, ha. Fii cu minte, mă. Asta este domnul Flavius, asta este la mine aici. Aveți frumos de sat, asta este. Aveți două cârduri când au la noi într-un sat întreg. Un cârd aveți din asta. În sate la noi câte poate să fie? 500, 600, da, mult. Acum mergeți iar la fermă că am oameni acolo care le tunde. Să le vedeți pe alelalte de la sus cum le tunde. Hai frumos, tunsul. Sănătate. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Prinde-l mă, Frumos! Ia uite cum... Vezi ce grijă are? Ce mai nu-i, îl ții sau îl tai? Păi de ce să nu-l țină? Nu prea țin la noatin, eu am tăiat. Nu? Păi rămâne noatin, nimic. Păi fată dă-ne leapcă. Fată dă-ne leapcă. De mic, așa. Ăștia îi țin... Nu prea țineam eu, deci n-am ținut niciodată, dar nu mă lasă ăsta să-i tai. Că uite, ai la câine. Da, așa milos ești? Nu, e drag lui să... Haide să... Nu, bine, domnul Dervici, mulțumim frumos că ne-ați primit și o luăm încolo. Da. Da, practic, sau este mai bună sarea, sau vii faci același lucru? Ce, eu, sare măruntă eu sau... Eu le dau la voi sare mărunte, uite. Le dau.
care mărunte la urmă. Cam câtă sare mănâncă oaia? Sac. Le dau o dată. Depinde cât e. La ăsta, la 800 cât le dai un sac? Uite, astea nu sunt atât de întărâtate. Dacă erau întărâtate și nesărate, ar putea să fie grămadă pe tine. Deci sarea se dă zilnic, domnul Bilezi, nu? Nu le dau zilnic. Nu? La două zile, la trei zile, cum le dai, mă? La două, trei zile. La 3-4 zile, că e iarba. Acu' e iarba crudă, dar toamna le dau din două în două zile sare. Doamna le dau două zile, vara, începe să se scoacă iarba, le dau mai târziu. Și sarea pentru ce? Le dai sare, mănâncă ele ca lumea. A, deci sarea zăpopsă de mâncare? Zăpopsă de mâncare, fără sare, domnule. Adevărat. După sare bei apă, ai mâncat, da, ea. Cu apa aveți probleme așa. Nu, aici, spre exemplu, unde sunt coile, e pârâu acolo. Da, vedeți cum este românul în general. Cât de frumoasă e zona până te uiți aici. Nici asta nu e. Administrația proastă. Proastă, da. Ce să... O zice cineva, că bă, arată-ne oile că sunt foarte frumoase. Și uite, acum le arăt oi. Sunt frumoase, adevăr, 800 de oi să vezi tu. Uite, ăsta e noatin. Prinde-i, mă, un noatin frumos și arată-l, sau un berbec frumos. Un noatin acolo, așa. Care? Prinde tu un noatin și... Ia uitați... De-al meu și arată-l. Ia uitați ce lână mare are. Au, îmi plac oile lânoase. Care și buhoase. Ce înseamnă buhos? Breton. Da, ălea-s mai mult bucălăile cu breton, nu? Nu, uite, asta e bucălăie. Prinde-mă bucălăia asta. Bine, asta. Uite, asta n-are briton, vezi, dar prins. E stil breaza asta. Brezele nu prea sunt funcționate. Faină, ui. Mai prindem una și cu briton. O bretonată. Da, acum din toate rasele astea care sunt oacheșe, bucălaie, brează, bălă, care vi se pare cel mai bune pentru... Mai bune sunt brezele de la... Așa consider eu, dar eu dacă am de toate națiile și bucălăi și oaceșe și... Și nu mă îndur nici de astea oaceșe să le dau, că îmi plac să rămân doar pe o rasă. Am... Prinde-mă o oaceșe frumoasă, britonată. Uite. Asta e frumoasă. Asta e oaceșe. O mai rupt acum, să mai scade, că mai au căpuși. Hai. Un căpuș. Frumoase oi aveți. Mă, dar berbecii mari unde sunt? Aici. Ia prinde un berbec să-i arăt domnului, să pune mâna. Prinde un berbec să-l vadă personal, așa. O zi... Prinde-i un berbec, dar lui Alexandru. Zici domnul la care... Băiatul care a dat banii a mulți pe berbec, că de aici, din Argeș, l-a luat. Aici, cică, sunt berbeci buni, buni, buni. Sunt, dom'le, dar eu n-am auzit de prețul ăsta de vreo 300 de milioane să dau. Ia uitați ce frumos este. Mamă, ăla e băl, nu? Băl, da. Dar lui Pomohaci. De-a lui Pomohaci? El are de ăștia pe lege cu pritoane. Dar la noi în zonă este o parte, numai băle sunt. Nu mă știu, băle. Dacă mă duc într-un târg și găsesc breji și văd un băl frumos, ăla de care îmi place. A, deci aveți mai, adică vă place să cumpărați așa? Păi cum să nu? Păi dacă merg acum într-un târg și îmi place un berbec și mai stau la discuții, îl iau. Dar nu cu prețul de astea de spuneți dumneavoastră, 300 de milioane. De eu nu cred așa ceva, dar... 300. Eram curios ce treabă poate să facă de... Poate să fie, dai 300 de milioane și să nici nu mârlească. Sincer. Să nici nu mârlească. Păi știu eu ce face berbecul ăla, dau 300 de milioane și el nu mârlește, e moale. Haideți încoa să vă arăt un berbec. Și dacă e moale, e ca omul moale, e moale. Dă-l dracu, nu se duce la femei. Să bucură acolo ce întind, ce găsește, așa atât. Uite, domne, berbec. Uite. Da. Frumos exemplar. Nu că e frumos, că așa e majoritatea, dar sunt pungoși. Ia puneți mâna dumneavoastră pe el să-mi ridicați, să vedeți câte kilograme. Oh, ține-mă de el. Săltați-l în sus. Că nu-l puteți.
Are că nu s-a scăzut, are 100 și de ce. Are 100 și ceva. Dar vedeți când ne vezi din față, nu. Păi dar nu-ți dai seama că e noi. Numai dacă îi prind așa pe rând. Pe noi nu, cum să-ți dai seama că e, nici nu l-am văzut pe ăsta. Dar sunt berbeci, am. Frumos berbec. Dă-i drumul. Păi gândiți-vă că am 160 de berbeci mari. Ca ăsta? Păi da. Păi te aprindem altul. 100. Da. Păi nu e ca ăstea, sunt și mai mici. Da, da. Acum îl văd, e unul lângă aici, da, acum că sunt mai voluminos, sunt mai mari. E unii mai mari, păi sunt miori, sunt depinde de miori ăsta, ăsta e berbec. Ăsta e berbec mare de la prin. Prinde-l Cristi și pe ăsta. Prinde-l și pe Cristi, prinde-l. Da, văd, uitați, 1 2. Prinde-l și pe ăsta bucălău. Uite, domne, ce ăsta. Ține de el. Pe de aici, te duce, te duci. Uitați ăla de acolo. Uitați, doi sunt doi, acolo. Ei, ia uite, alții acolo. Uite. Berbec, uite cât e de înalt. Eu am 1,90. Un metru de la pământ. Păi. Dar vedeți, între voi nu pare, uite, așa ăla e mare. Păi uite și pe aia, uite acolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uitați, pe la băl ce mare. 7, 8, 9, 10, 11, uite, uite că e numere așa. Dar sunt înșirași, nu putem să-i vedem. 170 aveți? 160. Mamă. Cam mai tăia, mai uite altul. Dar îi țineți tot pentru dumneavoastră sau? Păi cum, pentru mine, pentru cine îmi urlește 3000 de euro? Dacă n-am berbesc sapeni, asta are luna până în pământ. Dar strămior ce înseamnă? Al doilea an? Dinții cum e de a cus timp. A cus la anul, se încheie gura. Adică la 4 ani se încheie. Faine oi. Are 3 ani. 3 ani? Dar asta are înseamnă prima... strămior. Da, da. Asta înseamnă. Cristi, cățelușa asta iese ceva de-a tata? Iese, s-a învățat. S-a învățat, da? Bine, mergem domnul Flavius. Da, da. La revedere, Cri.